Anchetă la o școală din Olt după ce 22 de copii care au fost duși în excursie la Alba Iulia de Ziua Națională au fost cazați în frig în Catedrala Reîntregirii. Copiii au fost găsiți de pompieri după ce dascălul care îi însoțea a sunat la 112 pentru că unui băiat i se făcuse rău de oboseală. Ei petrecuseră noaptea de vineri spre sâmbătă în catedrală, neavând altă cazare în oraș. Băiatul, căruia i s-a făcut rău, a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, unde, din fericire, și-a revenit destul de repede. Apoi el și colegii lui au fost cazați în internatul unui coleg de la Alba Iulia. Profesorul de religie care a organizat excursia spune însă că părinții știau care este planul și nici ei, nici directorul școlii nu au obiectat nimic la ideea ca elevii să doarmă în catedrală și să plece apoi cu trenul spre casă în toiul nopții. Nu aceeași părere are însă ministrul educației, Ecaterina Andronescu. A dat dovadă de irresponsabilitate. Nu pleci în excursie cu 20 și ceva de copii până nu le asiguri cazarea, a declarat Ecaterina Andronescu. Cei 22 de copii din Olt au ajuns duminică seara acasă, fără alte incidente. În acest caz, inspectorii școlari vor ancheta modul în care profesorul de religie a organizat excursia cu cazare la catedrală și vor stabili dacă se impun sancțiuni pentru dascăl.